Carabinierii cum s-au speriat când le-au spus că vreau să fac protest. Răbde s-au dus să aducă rație. Trebuie raportat șefilor. La ambasada României a venit un cetățean cu lozincă. Și am ușa să mai vină vreo câțiva cu țuruieșe la protestat. Ne exprimăm supărare față de diplomații și grănicerii acestui stat. Băiețul ăla că a văzut că m-a oprit cu bicicleta și am scos lozinca, trebuia întâi să oprească, să vadă și am de gând să fac. Eu alergat repede după rație. Ia că ne-am înmulțit. A apărut și Lucia și Tudor, el pretinde chiar înaintea mea. Ia că ce mai luam de acolo? Ce? Oameni? Nu cred că-i convingeai tot platforma să participe pentru o cauză individuală. Ea apără cauze naționale, nu persoane. Și apoi roagă-i să facă un protest la ambasada României. Doamne ferește! România e drug! Așa de drug încât întors omul de la graniță nu-l lasă să învețe. Hai, 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 că eu n-am tu. Birocraților! Lăsați copilul să învețe! O, familia Crăiță mândră. Salut! Salutare! Aici, vă pupați!